O pictoriță din România i-a cucerit pe italieni, Elena Pop. Tocmai a fost aleasă artista anului 2017 în Cezanatico, în Italia. 100 de artiști din toată lumea au râvnit acest titlu. Fiecare pictor a participat cu două lucrări. Inițial au fost selectate 50 de tablouri, dar românca a fost pe placul criticilor italieni. Evenimentul a fost organizat de una dintre cele mai cunoscute galerii de artă din Milano. Și nu este prima recunoaștere de acest fel pentru Elena Pop. A mai adus în țară premii internaționale. Artista și-a început drumul în artă prin mai multe proiecte caritabile. A avut expoziții cu ajutorul cărora a ajutat copiii bolnavi de cancer.